Polițiștii din cadrul postului de poliție Turcine și Schiel au fost sesizați de o femeie în vârstă de 45 de ani care a căzut pradă chiar fostului concubin în vârstă de 39 de ani. Bărbatul a pătruns în curtea locuinței femeii și a început să o amenințe cu acte de violență. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violare de domiciliu și amenințare. În timpul intervenției, un polițist a fost rănit de către agresor. Oamenii legii au reușit să-l imobilizeze și să-l conducă la sediul postului de poliție Turcinești în vederea continuării cercetărilor. Procurorul de caz a dispus efectuarea cercetării față de bărbat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. Un bărbat de 39 de ani din comuna Turcinești a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, amenințare și ultraj. Acesta ar fi exercitat acte de violență asupra unui polițist care a intervenit pentru aplanarea stării conflictuale între bărbat și concubina sa de 45 de ani, pătrunzând fără drept în locuința acesteia și amenințând-o. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, urmând să fie prezentat judecătoriei Târgu Jiu cu propuneri legale.